i-am distrus pe ăștia azi. Slav, frate, n-ai ce face cu Isprasa. Dar vezi că săptămâna viitoare avem meciul și la Roman. A, se distruge și pe aia. Stai să vezi că promovăm noi anul ăsta și ajung eu sus, la Pala, la Pala, la Becali. Abia aștept! Că... Intrați! Bună ziua! Bună ziua! Luați loc! Vă ascult! Suntem reprezentați a echipei FCSB și am venit să discutăm despre un băiat care joacă la echipa dumneavoastră. Despre cine? Andrei Ciobanu. A fost urmă de oameni noștri la mai multe meciuri și am dorit să-l transferăm. Merită, e un băiat bun, să știți. Noi am vrea să luăm încă de la finalizarea anului școlar. Va face teste medicale, fizic, antidrog, se vede dacă totul este în regulă cu el, iar apoi noi ne vom ocupa de școlarizarea lui. E minunat, am să anunț președintele clubului și părinții și sunt sigură că totul va decurge foarte bine. Mulțumesc! O zi bună! Andrei! Andrei! Da, mama, ce arde? De ce strigi așa? Am o veste bună pentru tine! Nu o să crezi! Da, mama, ce îi spune? A sunat secretarea de la club. Au venit niște oameni, vor să te ia la București. Serios? Vor să te ia să faci testele. Nu-i bai. Fizice, medicale și antidrog. Păi și când vor? Înainte de sfârșitul anului școlar, până pe 3 iunie. Adică până maxim 2 săptămâni? Da, dar ești pregătit, o să reușești, nu-ți face griji. Mă duc în camera mea, să-mi terminez. Bravo! Uite ce băiat bun am! Ăștia de la FCSB la echipul la noi și vor să mă transfere. Fac teste antidrog și eu zic să lăsăm toate prostiile astea dacă vrei să ajungem mari. Eu zic să te lași și tu de ele și poate reușești să ajungi și tu la echipul la noi. Până acum vorbeam doar în glumă, dar uite că acum avem șansa cu adevărat să facem ceva. Dacă e așa, lăsăm tot, de acum doar fotbal. Hai, stară, cum se face campionul? Hai, Andrei, că au venit de la echipă să faci testele! Hai, vină după mine să te duc la laborator. Pare rău, nu putem colabora cu tine, ai picat testul antidrog. Vă spun sincer că obișnuiam să consum, dar de 2 săptămâni m-am lăsat. Nu știu cum de a ieși pozitiv, că acum nu mai am nimic. Poate dacă s-o luat ceva de la prietenul meu Bogdan, că înainte obișnuiam să luăm împreună, dar am hotărât să-l lăsăm și cred că el încă mai e. Nu am ce să-ți fac, îmi pare rău. Ești un băiat cu potențial, dar cât timp rezultatul este acesta, nu putem să ne ocupăm. Dar nu mai e posibil să fac testul încă o dată? Pe 5 iulie mergem în cantonament. Dacă vrei să mă încerci o dată, poți să faci până pe 1 iulie și dacă este bine, te luăm cu noi.
Vă mulțumesc din suflet, nu mă mai ating de nimic, vă jur. O să rup toate legăturile cu Bogdan ca să fiu sigur că nu o să se mai întâmple nimic. Pot să vă mai rog ceva? Spune. Să nu-i spuneți mamei, are niște probleme de sănătate și nu vreau să o supăr mai tare. Sunt sigur că o să fiu bine următorul test și aș vrea să o scap de supărare. Nu ai interesul nostru să facem probleme. Depinde de tine cum joci șansa asta. Vă mulțumesc mult, nu o să vă dezamăgesc. Îmi pare rău, nu o să mai putem ieși nicăieri. Trebuie să am grijă la viitorul meu și nu aș vrea să iasă testele pozitiv. Îmi pare rău, trebuie să o închei de tot cu tine. De asta am ești? Îți vezi prietenii? Nici măcar n-ai ajuns la echipă și te-ai și uitat prietenii. Am vorbit ceva amândoi, dacă vrei să-ți bagi joc, fă-o singur. Pa! Rezultatul negativ, putem semna contractul. Mulțumesc că mi-ați mai dat șansă. Trebuie să mă las. Trebuie să mă las. Trebuie să mă las.